Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod de Danger Zone. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul trecut, a strâns undeva pe la 1000 și ceva de like-uri și 20.000 de vizualizări. Deci chiar am văzut că v-a plăcut și pe live-uri mai îmi și ziceați unii dintre voi să mai fac episoade de Danger Zone. Așa că uite episodul, frate, m-am dus acolo, vreau să mă duc acolo, dar în fine. Da, by the way, bă băieți, mi-am făcut aim-ul, deci știți că în episoadele trecute aim-ul nu mergea și nu mergea din motivul pentru că el nu era dat aici la attack team, știi? Pentru că el pe Danger Zone, cum ar veni toți playerii din echipă cu tine, nu știu care e faza exact, eu nu că din echipă cu tine, dar na, v-ați prins voi la ce vreau să mă refer. Și bă, uite, parașută chestie aici, am înțeles, stăm cu pumnul. Și mi-am băgat și Windows-ul din nou, frate, pentru cei care nu știu, bine, pentru cei care joacă SAMP, pentru că ceilalți nu o să înțeleagă. Am fost acceptat în Hitman, frate, pe RPG-1 și am vrut să-mi bag Windows 7, pentru că SAMP-ul merge cel mai bine pe Windows 7, dar faza e că pe Windows 7 sunt foarte multe probleme cu plăcile astea de bază noi, Z370 din seria Coffee Lake. Hai să zic că pe Kaby Lake mai merge, mai faci tu ceva, dar pe Coffee Lake sunt foarte multe probleme. Adică nu mergea să bag, adică am băgat driverele ok. Driverul de la internet a mers, general la să detecteze internetul, adică să detecteze cablu cum ar veni, la placa de bază, mă rog. Bă, dar ăla de USB, nici măcar n-are driver de USB placa mea de bază. Trebuie să se bagă automat la Windows 10, nu înțeleg care e faza. Dar n-are efectiv driver, știi? Pentru, n-ai driver, placa de bază efectiv pentru USB. Probabil că la Windows 10 se bagă singur sau ceva. Uite, poți să-și luat 5-7, nu o să mai ajungă. Nu o să, nu, fac, n-am văzut, nu vreau să-mi irosesc, glumeam, oricum îl omor aici. Ioi, bulangiu planta bomba și era să mă omoare. Mamă, vă gândeați dacă eram în clădire acum ce mă omora ăsta? Ce mă rupea ăsta în două? Hai să-i luăm toți banii, mai avea ceva, mai avea cuțitul, dar așa, am cheie, mai șmecheră cheia. Și tableta e totul, nana, mă rog. Mă, ce? Ce face drona pe casă cu aia? A, lol, ce-i ăsta, mă? Mă, ce-i ăsta? Stai că vine ăsta, frate. Poți să arunc cu cheia în el? Nu poți să arunc cu cheia în el. Păi atunci hai să-l omorăm. Da, și au foarte multe probleme driverele cu... N-au neapărat cu noile procesoare, că n-am avut, cum zicea unii, eu n-am avut probleme cu procesorul, știi? Bă, dar placa de bază, vai cât m-am chinuit să... bag driverele, vai, a fost un chin și nici n-am apucat, adică m-am chinuit, le-am băgat alea cât am putut și după aia ghiși ce? Nu mergeau USB-urile, frate. Și nu alea 3.0 sau ceva, cum ziceau unii. Nu, frate, nu mergea niciun USB. Ăla mi-a dat fire, bravo, frate, Q300 să moară tanțeta, că te iau pe la spate și ți-am dat one tap. Trebuie să vă să nu mai fie nimeni pe aici să mă ia pe la spate. Băi, i-aș da cu cheia în cap, dar mie că trebuie să-i dau mai multe hituri și poate se întoarce și-mi dau one tap. Și cred că o să îi dau eu anta cu pistolul. Ai, frate, mă aștept. Mamă, mă așteaptă acolo omul, frate. Nu știe că mai e și alte ieșire. Hâț. Mamă, dar nici acum nu prea merge aimul. Ba da, uite, țineam ținta pe cap mai înainte, deci nu l-am omorat, frate, și nebunul, trebuie să-i dau două hituri. Eu cred că nici acum nu merge aimul. Cred că e buguit pur și simplu aimul pe Danger Zone. Hai să luăm ăsta, da? Uite, eu nu pot să arunc chestiile, uite, dacă dau pe click și țin apăsat. Acum eu țin apăsat, vedeți? Și nu merge, nu știu ce are, na, mă rog. Bă, ce? Bă. Mamă, 52 de gloanțe, bro, pe ce ai făcut aici? Nu știu, nu e sensibilitatea asta mai mică, că parcă e prea mare. Așa, bă. Bă, kid, a, dar n-are nicio armă. Lasă-mi pic, 1,5, așa. Ioi, mă, cât mai sunt viață? 6. Ăsta de aici, ăsta vrea să vină. Uai, săracul de el, cum l-am luat, bă. Săracul. Oare să se bage statistici la Danger Zone, genuinuri și de-astea? Chiar sunt curios dacă o să se bage sau nu. Mamă, 25, ce să iau? Mamă, m-a băgat în ceață, nu știu ce să iau. Să iau ăsta sau ăsta. Are mai multe gloanțe ăsta, dar tecul e mai șmecher. Hai că iau tecul, că e mai șmecher tecul. Că n-am eu nevoie de 40 de gloanțe, cât are ăsta, oricum. Mă, dar ce se plimbă drone fără arme pe aici? Na, pui mei. Și se plimbă așa drone pe mapă random sau care e faza? Na, nu contează. Și, deci dacă aveți procesoare aia că din seria 7, gen dacă aveți 6700K sau 7600 sau chestii de astea, da, puteți să vă băgați, probabil că vă merge, că am văzut pe unii care aveau Kaby Lake și aveau, bă, da, pe Coffee Lake, pe noua serie, nicio șansă, bă, n-aveți nicio șansă să vă meargă, bă, o să vă enervați la maxim, o să vă dați cu capul de pereți și o să vă băgați din nou Windows 10, deci probabil că cam atât au fost cu Windows 7-le. Eu am avut o istorie foarte îndelungată cu Windows 7-le, l-am ținut foarte mult, l-am ținut la el, dar m-a părăsit din păcate, nu mai gata, de fapt l-am părăsit eu că eu nu l-am mai băgat, decât stă aici și mi-e frică de el. Ia uite-l, frate, pom. Poate vezi acum că îmi dă mare... Mamă.
Hâț, hâț, mamă, double kill, ești nebun. Bă, băiatule, câți bani am? 4000, vai, pot să-mi iau ceva, pot să-mi iau ceva. Cât tu enemies remaining, adică doar eu și cu aia doi, mă, bă, ești nebun să mor tu. Ați așa un pic, să vedem. Incendiari îmi trebuie, you can only... Am înțeles, stai că dăm ăsta, că nu-mi trebuie oricum. Luăm ăsta, perfect, luăm ăsta. Sau nu, luăm, de fapt, luăm cuțitul, hai să zicem. Grenada, nu mai pot să o iau. Și ce mai e pe acolo? Am shotgun-ul ăsta, super blanao. Și în rest nu, cred că mai... Ah, bani ești, probabil. Cred că vreau să-mi cumpăr ceva, dar nu știu ce, pentru că nu prea s-ar mergi mechere aici. Adică-s doar scout-ul și alea care... Na, pui mei. Hai să mă bag aici repede, închide ușa, îmi pe B. Ce să-mi iau? Să-mi iau famasul ăsta? Mi-au famas, dar nu, îmi dă foarte puține gloanțe. Știi? De-aia, altceva... Ce naiba? Mă, ce? Zone Intel upgrade, Intel Save Area, Drone upgrade, High XI, High Increase, Show More Detail Section on Tablet. Da, bine mă, ceau. Îmi iau famasul. Dar stai să nu mă ia zona. Stai să mă uit pe zona. Hai să mă duc mai încoa. Nu de alta, dar poate vine zona. Și... Zic, vine drone aici, dar mă ia zona. Adică ia zona și mai pot să vin să o iau. Da, bine, hai. Famasul. Perfect. Hai să vedem. Sper să nu mi-o împușcă ăștia, că dacă mi-o împușcă, că am auzit de la voi că, că pot să împuși dronele altora, gen dacă au arme și pic arma sau ceva de genul. Sper să nu se întâmple cu mine așa ceva, că nu știu ce fac. Shotgun-ul ăsta, ceau, oricum îmi iau famasul. Unde ești, treama? Ia uite-l, mă. Hai, mă, famasule, vină un coa. Hai la mână, frate. Na, bine, mă. Dă-i drumul, frate, așa. Cam puține gloanțe, 20. Păi doar un încărcător mi-a dat. Da, e bun și ăsta, dă-l mai cum mă după ăsta să-l omor. 10-10 folosesc, 10 gloanțe pe ăsta, 10 pe ăla, dai când mă duc eu așa la YOLO, poate mi-au untap. Mă, uite, am și... Mă rog. Hai, boss. Haha, o mușdea, ia că las așa un pic să văd. Am vrut să las, dar s-a întors și nu m-am riscat. Bă, unde stai, mă? Stai, frate, nu te du. Helmet, așa, perfect. Mai avea ceva ăsta, armură? Ok, parașuta am deja. Uite armura, frate. Uite armura. Hai să-i dăm, hai să mergem după ăla. Da, hai să-mi dau și viață, că nu vreau să risc să mă moare ăștia. Ok, viață full, perfect. Very nice. Câte kill-uri am mare? 3-4 kill-uri, habar n-am câte am, n-am numărat. Nici mai... Ia. Hai, poți, vină cu. Hai, poți, nu te speria. Uaaa. Că las, vreau să-mi bat joc de el un pic. Vreau să-mi bat un pic joc de el. Vreau să-i dau... Fiți atenți aici ce fac. Hăță, nu, mamă. Bă, ce s-a enervat ăla, era să mă bate, ești nebun? Bă, ia, că vreau să văd ce tap, cum a fost tapul ăla? Ok, aici am dat eu tapul. S-a enervat pe mine omul, frate, ești nebun, oanta, așa, băga seringa, ok. Și ce a făcut, frate? Cum mi-a dat oantapul ăla, vreau să știu? Ia. Mamă, ce s-a enervat pe mine, ești nebun? S-a enervat foarte urât pe mine, frate, mi-a dat acolo un cap, Mamă, 1 HP am rămas, lol, am rămas în 1 HP, what the fuck, mamă, ce mici intens. Mă rog, nu a fost chiar intens, dar... Ok, kills, 8 kill-uri am avut, what the fuck, nici mi-am dat seama. Mă rog, fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Danger Zone, nu azitați, era să zic, nu ezitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe și noi ne vedem data viitoare, salut!